lipit de tine. Ro, mi-aduci o Coca-Cola, te rog, și dacă tot ești la frigider, aduc, te rog, și niște cartofi spai. Gaz, leneșule, nu-l mai pune să facă una alta. Nu e robotul tău curier, să știi. Nu îi place, mie îmi place, doar tu ai o problemă cu asta. Ce ai acolo? Un magnet de frigider. Las-o baltă, Gaz. Cartofii nu mai în cap. Mă duc să văd cine e la ușă. Cheeseburger cu șuncă dublă, shake de ciocolată și inele de ceapă. Am de la pachet. Ei, n-am venit să fac probleme. Haideți să uităm de diferențele noastre, ia? Ce vrei? După ce mi-auzi povestea tristă, vei vrea să mă ajuți. Când eram mic, părinții m-au forțat să fiu cercetaș Grubel. Părinții credeau că aerul proaspăt îmi va face bine, dar au greșit amarnic. Ceilalți cercetași Grubel erau foarte cruzi și mă tachinau mereu pentru slăbiciunea mea, mai ales o namilă, Hans. Prieteni, vreți să vedeți cum îi fac ceva amuzant lui Klausi? Bună, Hans, mă poți ajuta cu cortul meu? Da, m-aș bucura să te ajut. Nici măcar nu vreau să-ți spun. Cum? Nu ai fost atent la povestea mea. Ți-o mai spun încă o dată. Nu, am auzit-o. E foarte tristă. Ce vrei de la mine? Trupa de cercetași se întâlnește acum. Trebuie să am cu mine puterea robotului tău ca să îl arăt bătăușului Hans. Vinde-mi robotul mie. Robot Boy nu este de vânzare. Nici pentru 11 milioane de afâncugăli, Ludwig? Ai grijă! Sunt atât de bogat că îmi pot inventa propria monedă. Văd că ai rămas fără grai. Îl împachetez, te rog, pe robot. Frumos. Poate cu o fundiță deasupra. Ce om nu și-ar vinde robotul pentru 11 milioane de afâncugăli? Băiatul nu are fler în afaceri. Nu contează. Dacă nu pot să-l cumpăr, îl fur. Așa pot păstra toți banii. Hei, Gaz, nu o să-ți vine să crezi, dar... Fii atent, Tommy, o nouă șmecherie. Ia, Gaz, ce tot faci? Magnet de frigider ninja. Lovitura sub corul pantalonilor. Ia! Gaz! Desigur, magneții sunt atrași de Robot Boy. Asta îmi dă o idee. Repede, Ludwig, scapă-mă de apa de pompă. Mulțumesc, Ludwig. Nu! Ludwig, ajută-mă! Cel mai mare magnet din lume. Atractiv, Ludwig, nu-i așa? Atractiv! Robot voi nu va putea să se împotrivească pentru că îl va atrage. Ludwig, ajută-mă! Ajută-mă! E prea puternic! Ludwig! Cred că nasul meu e sub piciorul tău! Mulțumesc! Puțin mai la stânga! Da! Puțin mai mult! Aha?
Ce ciudat e! Simt cum arde! Da, iubito! Ce fericit sunt! Nu pot să o ascund! Voi avea puterea lui robot! De bucurie nu mai pot! Ceva se întâmplă, Tommy! Da, mie-mi spui? Oposumii sunt pătuți măr. Hă? Hei, ce se petrece? Puțin bun simț, te rog. Nu prea pot să aud dacă vorbești. E Afan Kugel. Îl vrea pe Robot Boy. Tommy, gaz! Nevoie ajutor! Dați-vă drumul, capete seci! Ludwig! Lasă-i pe copacul acela! Robot Boy! Apropo, mulțumesc pentru mașină și aparatele electrice! Trebuie neapărat să-l recuperăm pe Robot Boy! Da! Ce-ar face într-un asemenea moment agenții secreți oposumi specialiști în kung fu? Ar cădea și s-ar preface fără viață? Așa e, așa e. Iată-l pe Robot Boy. Sau să zic mai bine Robot Cap? Ce frumusețe răpitoare sunt! Să-mi testez noile mele puteri. Ia zi liberă astăzi. Eu ies la un grătar. Ridicările astea mi-au făcut foame de răzbunare. Robot Boy, Tommy, ce ți-a făcut? Furat cor. Robot Boy, doar cap foarte stânjenitor. Știi încotro a luat-o afă în Kugel? Mă, maiculiță, ce trist e! Sărmanul de el, dă-mi voie, ha? Ce-i asta? Hei, cercetaș Gruber, cum trece timpul? Vă vine să credeți că au trecut 20 de ani? O reuniune a cercetașilor, acolo s-a dus afă în Kugel. Trebuie să-l oprim! Cu ce? Are puterea lui Robot Boy acum! Am priceput. Ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. Da, îmi place cum gândești. N-ai nici cea mai vagă idee despre ce vorbesc. Niciuna. Vom folosi magnetul cu care Afan Kugel l-a furat pe Robot Boy pentru a-i recăpăta corpul. Chestia asta cântărește 10 tone. Ajută-mă, gaz! Desigur! Wow! E cea mai frumoasă zi din viața mea! Gas! Nu e bine să te pui cu burta omului, Tommy! Gas, fii serios acum! Trebuie să găsim o cale! Gas, privește! Da! Bună idee! Nici acum n-ai nici cea mai vagă idee, nu? Niciuna! E Klausi! Uite ce mare ai crescut! De dragul vremurilor trecute ar trebui să te bag iar în pământ. Să-ți arăt ceva, Hans! Cine pe cine va băga în pământ acum, Hans? Ce-i asta? Nu! Brațul meu! Încă-l folosesc? Hans, fii înțelegător acum!
cum să-ți spun, Hans? Suntem adulți toți. Hans, ți-am spus că mi-am bătut propria mea monedă acum? Mulțumesc, amice, mulțumesc. E o plăcere? Mersi beaucoup. A fi, dacă aș fi în locul tău, m-aș arunca la pământ și pretinde că sunt fără viață ca oposumi. Știi, Hans, mi-ai lipsit foarte mult. Pe bune, Hans! Robot Boy se simte iar el. Ești aproape ca nou, Ro. Să plecăm acasă acum. Hai de gas. Plecați fără mine! Vă ajung și eu din urmă! Să mă ajute cineva! Ofer 11 de milioane de apă în Google celul care mă scoate din pământ! Spune doar prețul! Cât vrei!